Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru următoarele zile, următoarea săptămână, Zodia Scorpion, Luna sau Ascendent în Zodia Scorpion cu Tarotul. Înainte de toate vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și să luați doar mesajele cu care rezonați și să vă înscrieți la canal dacă n-ați făcut-o. Este gratuit apăsând acel clopoțel. Și în acest mod noi ne vom conecta, pentru că fiecare dintre voi sunteți speciali și sunteți importanți și vom rămâne în contact primind răspunsuri mai concrete și mai precise în etalările viitoare. Și nu numai atât, este și că dacă vă înscrieți la canal veți primi notificări în timp real cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Dacă doriți o etalare în privat cu mine, dedesubt acestui videoclip este adresa mea de mail unde puteți scrie și vă voi răspunde în prealabil. Haideți să vedem Zodia Scorpion ce va urma în următoarele zile, în următoarea săptămână, ce evenimente surprize vor fi viața dumneavoastră. Foarte mult foc aici, foarte multă pasiune, stres, conflicte. Văd că veți face un drum cât de repede, e ca și cum vă hotărâți în ultimul moment să faceți un drum și sau să veți lua o decizie rapidă, să spunem așa, în ce privește un drum, o călătorie, o aventură nouă poate, ceva care stă la inima dumneavoastră, o dorință. Și văd foarte multă ambiție din partea dumneavoastră să negociați sau să faceți un drum, să negociați, să comunicați, să... Văd că sunteți foarte competitori sau un semn de foc, berbec, leu, săgetător, mai degrabă leu și săgetător va veni către dumneavoastră de la drum. O decizie de la drum, ceva care vă face plăcere, dar să aveți grijă că la acest drum poate vă veți afla într-un grup de oameni unde există foarte multă gălăgie, discuții în contradictoriu sau discuții de tot felul, de ce nu. Sau pot fi anumite conflicte din partea altor persoane sau în interiorul dumneavoastră. Conflicte pentru că există o diferență de mentalitate, vârstă sau de a vedea lucrurile, da? Și cineva nu este de acord, se opune și cineva luptă aici. Văd o agresiune între 5 persoane sau 5 membri sau văd că aici se va vorbi foarte mult. Cineva va spune ce are de gând sau ce are de comunicat, opinia sa. Sau pot fi anumite conflicte interioare în sufletul dumneavoastră și văd că 10-le de bețe, foarte mult stres vă va produce aceste conflicte sau bătălii sau discuții în diferite argumente. Și văd că aveți prea mult și multe responsabilități care atârnă pe spatele noastre și vă puteți enerva, vă puteți stresa și vă poate duce un dezechilibru chiar în sistemul noastră nervos. Trebuie să aveți grijă aici. Probleme de rezolvat care la sfârșitul serii vă va aduce oboseală și stres. Obligații. Cred că vă veți... se va termina un ciclu oricum. Văd că veți renunța la anumite probleme, la anumite stres. Foarte mult foc. Ce se întâmplă? Aveți grijă la febră. Poate unii dintre voi vă va lăsa prin surprindere o răceală, o gripă. Foarte mult foc. Poate fi chiar febră. Da? De ce nu? Zodia Săgetător are un rol important aici. Văd comunicări, vești. Când credeți că ați terminat, primiți alte vești, alte noutăți, alte, nu știu, situații care va trebui să țineți pasul cu ele. Da? Sau va trebui să acționați, să faceți drumuri. Da? Vești din partea unei persoane în Zodia Săgetător aici. Haideți să vedem pentru Zodia Scorpion. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Scorpion, Luna sau Ascendent în Zodia Scorpion, pe canalul Luminița Tarot,
Din nou zodia săgetător. Cineva merge la un medic, la un terapeut, să facă anumite analize. Cineva intră în contact cu un terapeut sau cu un asistent, poate. Sau foarte multe comunicări și vești din partea unui sănătății, da? Sau unui medic. E nevoie de echilibru, e nevoie de pace, de temperanță. Trebuie să beți mai multă apă sau să vă idratați mai mult. Trebuie să aveți răbdare în ce privește sănătatea sau va trebui să vă ocupați de sănătatea noastră. Pentru alții, în ce privesc acordurile, afacerile, relațiile cu alte persoane, trebuie să aveți răbdare și să fiți echilibrați, temperanți, pentru că aici văd că trebuie să aduceți un echilibru, un compromis în ce privesc emoțiile noastre sau discuțiile cu cei din jur. Poate fi o diferență de vârstă, mentalitate, chiar și de naționalitate. Văd că va aduce pace, până la urmă se va calma apele și vă veți împăca cu cineva sau vă veți liniști în ce privesc relațiile cu cei din jur, să spunem așa, și văd că vi se spune să fiți echilibrați pentru a duce pace și moderație în viața noastră și în relațiile cu cei din jur. Cu temperanța aici vi se spune să dați timpului timp, să aveți răbdare, că în timp se va rezolva o situație. Cu temperanța aici îmi poate spune și că lichidele pot avea un rol important în viața noastră. Foarte mult foc și aveți nevoie de apă pentru a vă hidrata, să beți mai multă apă. Cineva aici poate merge la piscină sau face o baie cu sare sau merge la un masaj, la un terapeut. Oricum văd protecția unui înger alături de dumneavoastră. Și văd că veți avea succes, veți fi victorioși, veți trece peste aceste probleme. Și văd că veți câștiga ceva anume, veți avea un avantaj în ce privește un angajament sau un acord. Veți rezolva acel acord sau în ce privește drumurile noastre. Văd că veți ușura, să spunem așa, veți fi în centrul atenției. Sau veți comunica în ce privește o călătorie într-o altă naționalitate, altă țară. Să faceți un drum, o călătorie, dar trebuie să aveți răbdare, dar veți comunica despre acest lucru și veți dori și chiar să acționați. Văd că vă veți bucura, veți face o reușită într-un angajament. Dar cu treiul de spade aici totuși văd o dezamăgire. O dezamăgire din partea unei persoane în drumurile dumneavoastră, o suferință, o singurătate chiar. Veți simți separați sau singuri, supărați, confuzi chiar. Ceva vă va deranja, un conflict sau o dezamăgire. Văd că cineva de la drum veți auzi intriga altor persoane, discuții sau contradictorii și intrigă, bârfe din partea altor persoane. Cifra 8 poate are un rol important care vă va întrista aceste conflicte, va aduce tristețe. Vă dați seama că anumite persoane trebuie să vă îndepărtați de aceste persoane că aduc toxicități în viața noastră și că lucrurile se schimbă, nu rămân la fel. Și văd că veți rămâne un pic triști, dezamăgiți, să spunem așa, în ce privește o alegere sau acorduri cu alte persoane, colaborările cu alte persoane, promisiunile altor persoane. Aici, a 10-le de bețe, în ce privește un îndrăgostit, o persoană mai tânără, semn de foc, berbec, un semn de apă, mă scuzați, rac, scorpion, pești. Dar pentru că există foarte multă pasiune sau acest tânăr sau un îndrăgostit e posibil sau să fie auziți de o trădare sau de
cum să zic eu, de instabilitatea unei persoane în dragoste chiar, da? Și vă va aduce un pic de stres, bătaie de cap. Optul de bețe, văd în ce privește un contract, o colaborare de afaceri, vești, noutăți, mesaje, comunicări, drumuri, în ce privește o colaborare, un contract sau documente legale cu alte persoane. Văd că veți primi generozitatea familiei, văd că veți avea parte de stabilitate din partea familiei, ajutor. Sau în oraș sau unde veți merge de asta într-o instituție, văd că cineva vă va ajuta, vă va sta alături, vă va oferi generozitatea sa, ajutorul său. Șasele de bețe, veți trece peste anumite obstacole, anumite lupte cu alte persoane. Da, șasele de bețe, văd o recunoaștere, un triumf, o victorie, în ce privesc discuțiile cu alte persoane, care v-a adus ansie, neîncredere, insucces. Veți fi victorioși, veți câștiga. Da? Haideți să vedem și acest 3 de spade. Un bărbat în semn de pământ, ta o fecioară Capricorn, este un trist. Sau un bărbat de afaceri într-o instituție vă poate aduce o dezamăgire, o rană, o suferință, da? Un conflict din partea acestui bărbat. Un bărbat care stă la birou, da? Care este un bărbat care lucrează într-o instituție, un bărbat care se axează mai mult pe partea financiară sau care cere bani, vă va dezamăgi. Haideți să vedem ce vă spune și oracolul dumnezeiesc pentru voi, dragii mei scorpioni. Mulțumesc! Vi se spune să vă deschideți inima și să aduceți pace în inima dumneavoastră. Să aduceți armonie, liniște în ce privesc comunicările noastre. Văd că veți face o călătorie și că vi se spune să vă bucurați de această călătorie, cum vă spuneam mai devreme, și că viața este un cadou sacru și văd că vă veți face sau veți pleca într-o călătorie sau vă veți gândi la o călătorie. Văd că veți primi generozitate din nou, generozitatea a ieșit din partea altor persoane, veți primi ceva, un cadou sau dumneavoastră veți oferi generozitatea cuiva, ajutorul unei persoane și văd că veți avea parte de pace, de armonie, de echilibru. Veți fi într-un perfect echilibru, într-o perfectă armonie. Vă veți recăpăta echilibru, să spunem așa, și poate persoane născute în lunile de toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie, da? Pot aduce echilibru și armonie în viața noastră și vi se spune să vă conectați cu forța noastră interioară, să vă protejați sufletul, să vă reîntoarceți în sufletul noastră, pentru că acolo este un sanctuar, da? Este un loc sacru. Aveți acolo un loc unde vă simțiți acasă sau în pace, în liniște. Și cred că vă veți proteja în ce privesc anumite conflicte sau războaie din jurul dumneavoastră, da? Vi se spune să vă retrageți în sufletul dumneavoastră, în interiorul dumneavoastră, pentru că acolo vă veți simți în siguranță. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit.